Găleata cea folositoare. Era odată un bătrân care locuia într-un sătuc uitat de lume. Nu era omul nostru foarte avut, dar se mândrea cu o grădină de zarzavaturi, cum nu mai avea niciun gospodar din satul său. Tot secretul stătea în faptul că omul nostru își uda plantele în fiecare dimineață. Avea două găleți cu care mergea la izvor. Una dintre ele era mare, nouă și încăpătoare, dar cealaltă era mai veche și pe deasupra spartă, astfel că până când ajungea omul nostru acasă, o bună parte din apa din găleata cea veche era risipită pe drum. Găleata cea nouă râdea mereu de surata ei, iar aceasta era tristă că nu e folositoare de fel. Într-o zi își luă inima în dinți și îi spuse omului: "De ce nu mă repar și pe mine ca să-ți pot fi și eu de folos? În curând ai să mă arunci, căci nu voi mai fi bună de nimic." Omul o ascultă până la capăt, iar apoi îi răspunse: "Te crezi nefolositoare? Ia spune, ai văzut tu straturile de flori care sunt atât de frumoase și care s-au format de la izvor până acasă pe partea ta de drum? Să știi că datorită ție sunt atât de frumoase, căci tu le uzi zilnic. Ești perfectă așa cum ești. Iar rolul tău e mai important decât al suratei tale, căci tu uzi și florile din cale și plantele din grădina mea." Găleata cea nouă auzi cele spuse de bătrân și își dădu seama că a fost o prostie din partea ei să râdă de găleata cea veche. Fiecare și-are rostul lui pe lume, iar dacă nu suntem la fel, nu înseamnă că unii sunt mai importanți decât alții.